Ați auzit vreodată de piesa asta, Aș da zile de la mine? Da. S-a auzit, da? Deci aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, nu? Da. Părerea mea este că ar trebui să o cânte două categorii. Deci o categorie tinerii care o cântă, deci tinerii care o cântă pentru ei este în regulă. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine. Dar cred că după un timp, după ce te căsătorești, nu mai e aceeași variantă. Părerea mea este că ați văzut omul căsătorit, după o perioadă ar cânta aș lua zile de la tine să stau singur o zi cu mine. Bănuiesc așa ar fi să stea liniștit sau... Căsătoria este o treabă care este necesară. Cinstit, este necesară. Deci bărbatul trebuie să stea cu o femeie lângă el. De ce? Pentru că creierul bărbatului este o jumătate și creierul femeii este cealaltă jumătate. Împreună fac un întreg. Creierul bărbatului are o idee, creierul femeii ia ideea, o judecă și zice nu. Ce frumos e când cei doi se căsătoresc. Să-i vezi pe amândoi căsătoriți, ținându-se de mână, la oficiul sării civile. Unde merg ei să se ține de mână? Nu, tot timpul. După o perioadă ea merge în față sau în spate. Nu mai merg, nu se mai ating. La început, femeia este cea care se aranjează. Când e tânără, nu? E frumoasă. Și-a oglindă mare. Să se vadă în toată oglinda. După aceea se mișorează oglinda. Și după 25 de ani, numai așa, capul. Se machiază, se rugează. Și bărbatul la fel, săracul, el este... Noi bărbații suntem firavi. Da. Suntem așa, niște fragili. În general, femeile trebuie să ne înțeleagă pe noi. Pentru că ați văzut că după anumită vârstă ne lăsăm chelii, în semn de respect. Să fie mai multă lumină în casă, să fie burtică. Uite, bă, am mâncat, n-am stat degeaba pe lângă tine, vezi? Adică, dacă nu mănânci, tu ești cu picioare așa pe lângă ea, nu? Întrebarea pe care mi-a pus-o întotdeauna a fost, de ce femeile se căsătoresc cu bărbații? De ce? Se poate și fără? Bă, eu așa am înțeles, acum în lume sunt descoperiri, se poate fără, două femei pot să înfieze un copil sau fac ceva, nu știu, să adopte. Lumea e ciudată, lumea merge înainte. Merge înainte, dar cu altă porțiune, nu mai merge cu fața înainte, merge cu spatele, dar tot înainte se numește, nu? Deci, până la urmă, de ce se căsătorește o femeie cu un bărbat? Care să fie motivul? Ce anume pe ea o determină să dorească această căsătorie? Nu o să credeți, din... Din dragoste, de ce? Asta este vrăjeala care o spune băiatului. Dacă are bani. Dacă nu are bani, zice... Stăm și noi o perioadă împreună, dacă toți săraci suntem, împărțim ce mai am eu de la tine și... Aia... Că femeile sunt cu împărțitul. Deci, dacă n-ar fi femeile, cine ar împărți? Cinstit, cine să împartă? Ele sunt grijulii. De ce aveți impresia că toate uraganele din lume au denumiri de femei? De ce? Cine te lasă fără casă, fără haine, fără mașină, gol în mijlocul șoselei? Cine? Bine, hai să spunem dragostea, dar așa, pentru o părticică mică. Părerea mea este că sexul. Da? Da? Fetele, de când încep până când ajung în vârstă și sunt înnebunite după sex. De-aia așa un bărbat care la început e... Că ești la început, nu? Că așa e la început. Mă, e soția ta. Dar asta în timp... Te mai domolești, așa n-ați văzut că la începutul căsătoriei bărbații lucrează cât mai puțin să ajungă mai repede acasă? Și după ce trec vreo 25-30 de ani, ar lucra și schimbul 3? Cine se bucură când nu e liber sâmbătă, duminică? Bărbații se bucură, ia vin acasă, asta, he, m-am aranjat!
ce cred? Vrei să jignești cu adevărat un bărbat după ce ai făcut sex? Ca femeie, spune-i, mai vreau o dată. Asta e jignire. Dar ce e asta? E ca și cum ai spălat rufe sau cum e? Nu-ți place cum au ieșit spălate și vrei să le mai spui o dată? Dar ce suntem noi, mașini de spălat? Și apoi de unde atâta detergent? Când e femeia tânără și corpul e diferit, tot pielea e întinsă, când merge așa, nu poartă, fata tânără nu poartă sutien, n-are de ce, se ferește aerul, când vine. Femeia mai, care înaintează în vârstă, sigur că mai, se mai rotunjește, se mai, aerul nu se mai dă deoparte când o vede, o blochează. Deci eu vă spun că am experiență de la unchiul meu care este înnebunit cu mătușa mea, care tot timpul îl compară cu cineva. Mătușa mea este înnebunită după James Bond, agentul 007, 007, Pierce Brosnan. E înnebunită după el. Cum e? Câte un film îl cheamă pe ăsta. Hai, e tu, unchiul meu. Nu dăm pe Eurosport? Nu. Film cu James Bond. Pentru că asta vrea de fapt femeia, vrea să-l compare permanent cu James Bond. N-are unchiul meu nicio vină, e un om normal. Stă la televizor așa forțat. Ce film e? GoldenEye. Ochi de tablă. Că dacă ai bani e aur, dacă nu, tabla e bună. Și ce pe filmul? Mă, au americanii ăștia un fel să facă filme când începe cu... Și te uiți așa, numai începutul. Când se termină genericul, unchiul meu zice, s-a terminat, hă? Dăm pe Eurosport, mai tași, mai... Vine mătușa mea, se aranjează pe un fotoliu, lângă fotoliu o măsuță cu batiste pe măsuță și înnebunită. Unchiul meu, dacă se termină, dăm pe Eurosport, hă? Lasă, uite-te acolo! Să înveți ceva! Și începe filmul. Filmul, ați văzut GoldenEye, este o hidrocentrală, filmată de aici, uite de aici, hidrocentrală. Așa este, ceva frumos, au ăștia un stil să filmeze, aici e hidrocentrală. E tot așa, dar e curbă invers. Deci, și aici sus, aici stă James Bond, 007, agentul 007, Pierce Brosnan, așa stă. Poate cad. Și cu mâinile așa. În momentul ăla, unchiul meu cu deștele așa, poate cade. Poate cade. Mătușa mea și ea cu deștele. Să nu cadă! Să nu cadă! Și stă așa, 007, și s-aude așa. Și s-aruncă ăsta. Și în cădere liberă... Unchiul meu zice, schimbăm canalul? Taci, măi, de gură, măi! Și trece un avion. Și cade pe avion. Cade pe avion și începe filmul. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum. Normal că după secvența asta, mătușa mea se uită la unchiul meu. A? Tu poți așa ceva? Dar ce legătură are filmul cu el? Degeaba încearcă să-i explice. Băi, femeie, asta e în film. Cum să pot eu așa ceva? Mă rog, aș putea să mă duc la... pe baraj așa să... Știi că mereu din înălțime, dar dacă tu apari, eu sar. Dar la norocul lui unchiul meu poate să treacă 50 de avioane pe desubt, că pe niciunul nu-l nimerește, spun eu. Deci a început filmul, a doua secvență, 007, Pierce Brosnan, agentul 007, se plimbă prin oraș. Mă, dar e impecabil. E costum special care îi mișcă picioarele. E ceva... Cum să spun? Întreabă Batista, cum te simți? Bine. Și asta zice, mătușa mea, n-are ce face. A? Vezi? Pantofi? Nu cu tocurile astea ca șifonierul lui bunica, uite!
A? Ai așa ceva? Și el zice: am, tu mi-ai luat. Mai bine tăcea. Dar după aceea tot ea zice: da, da, seamănă la șireturi, bravo, vezi? Ia uite. Și el se primă pe stradă 007 și la un moment dat într-un gang, un gang din ăsta rău, gang de cartier, sunt 6 inși, zici că-s decupați de hidrocentrală, niște trapezi din aia răi, cu măciucuțe, lănțișoare, cârligașe, ancorașe, topoarașe, săbiuțe, ăla așteaptă pe 007, care să plimbă. Unchiul meu, Doamne, poate intră în gang. Să intre în gang, Doamne, poate intră în gang și schimb pe Eurosport. Mătuși mea, poate nu intră în gang, Doamne, să nu vadă gangul. Măi, și parcă ar fi pantofilul unchiul meu în picioarele lui, vum, intră în gang. Și începe măcelul. A luat o bătaie 007 de la aia 6, că la un moment dat și unchiul meu a zis: băi, parcă e mult. L-au făcut tochitură. Știi ce e tochitură? E ziua mai așa, puțin cârnați, așa, niște bucățele de carne de pui, puțină brânză de James Bond, mămăligă și un ochi. Atât a rămas din el. Atât a rămas din el. Și a ieșit unchiul meu afară pe balcon. Costică, vecinul lui, 40.000. Că a câștigat, s-a terminat filmul, nu? A murit, gata, asta e. I-a dat la banul, a intrat unchiul meu înapoi. A luat telecomanda, schimb canalul. Nu. Nu. Tot blocul. Toată partea femeiască. I-a zis unchiul meu: băi, nu mai plânge, umfli parchetul. Și în timp ce se uitau amândoi la film, tochitura de James Bond 007 să face înapoi, domnule James Bond. Să adună mămăliga, să pune toate aia zeama, să adună puiul, cârnatul, să duce brânza, vine ochiul și încă un ochi și l-a făcut James Bond. Măi, au luat aia 6 o bătaie, plângea unchiul meu și ai că-ți neamuri cu el. Vai ce bătaie au luat. Nu mai putea unchiul meu, nu mai putea unchiul meu, zicea: cine m-a pus să mă uim la... Asta era... ăsta bărbat! Să rămâi cu el atunci, când mă scoți de sărite. Mai unde a făcut nervi filmul ăsta? Nu se poate întâmpla așa ceva. Pentru tine nimic nu se poate întâmpla, ce să spun. Pentru mine totul se întâmplă, pentru dumnealui nimic nu se întâmplă. Și ultima zi, James Bond în mașină decapotabilă, total decapotată, și motorul decapotat și roțile decapotabile și farurile decapotabile și lângă el batuchista cu părul în vânt. Că a zis unchiul meu: a? Tu poți așa ceva? Până la urmă totuși nu înțeleg. De ce femeile nu ne înțeleg? Că, dar după o anumită vârstă, sigur că tot acolo am ajuns. Adică trebuie să fie mai înțelegătoare, că după o anumită vârstă, când bărbatul zice: acum, atunci! Nu îi zice că mă duc până la baie să mă spăl pe dinți. Nu! Vine de la baie aici, m-a spălat pe dinți. Când bărbatul spune acum, e acum, nu mai există. Au apărut acum modele astea că se îmbracă fiecare femeie cu alea din piele, cu... Și nevastă mi-a luat bici, mi-a tras toată una, s-a umflat buza. Aveam o buză. Nu știam de ce îi udă perna. Dormeam pe buză, poți să crezi? Dormeam pe buză. Un prieten meu mi-a zis: nevastă mi-a dus și-a cumpărat din asta de sur, din astea din piele, cu figuri, ca să mă impresioneze. Și a început să se dezbrace așa, a pus o casetă cu Joe Cocker. O știți pe Joe Cocker? Cântă aici, la Moldova, într-un colț. Și nu am găsit colțul, dar Moldova este. Și a început să dezbrace. Stătea bărbatul așa. A dat drumul la casetă. Mai întâi poșartierul.
tutienul. Și a scos corsetul. Celulita. Că s-a terminat piesa și ăsta. El a crezut că l-a chemat la audiție, nu? Nu cu vreun scop. M-a și întrebat, băi, ce fac? Zic, ce să faceți, recomand și eu ce să dă voi acum? Du-te și tu la o discotecă? Dacă vezi pe cineva, îl întreb, du-te supra, vreau și eu să văd ce la sex, că nu mai știu. Că tot adorm, degeaba mă uit. Îi dai bani frumos, că asta e o meserie, nu? Și cu nevastă pe ce fac? O trimiți la film, 3 zile la rând. Să stea la coadă și ia bileți mai vreodată să-i fac un cospect, nu? Și s-a dus, a băut înainte, că nu putea să intre în discotecă nebăut. Așa ceva n-am făcut niciodată. Bea, și-a băut, așa făcea, n-a intrat în discotecă. Că l-a întrebat bodyguardul. De ce te dai mâna apoi? Ca să fac vânt. A intrat în discotecă, a pus ochii pe una, i-a zis, mergem la mine acasă? Pentru ce? Sex. Profesionist. A ajuns acasă și normal, cumva profesionist, când a închis ușa, era gata, goală. A rămas ăsta mut. Asta e de la umbilic. Și mobila din casă la fel. Șeful, ce bucată ai adus, văi. Așa făceau clanțelii. Și ăsta se uita la ea, nu știa ce să facă, zicea. Puteți să vă dați un pas mai în față? Vă rog să vă dați un pas mai la dreapta. Vă rog să vă dați un pas mai la strânga. Sunteți amabilă, un pas în spate, că i-a zis fata, domne, m-ai chemat să facem sex sau m-ai chemat să mă parchez?